Așa cum ne-a obișnuit, creatoarea de modă Liza Panait își lansează fiecare nouă colecție printr-un spectacol inedit. De această dată este vorba despre Evum, o călătorie fantastică în lumea domnițelor și cavalerilor medievali, în care viața se trăia și se exprima în toată splendoarea ei. Toate acestea vor fi exprimate cu ajutorul celor mai fine materiale, broderii și picturi manuale, accesorii personalizate, culori, muzică, spectacol. O colecție de inspirație cu elemente, cu multe elemente medievale. Am plecat de la călugării franciscani până la costumul de război al nobililor. Am încercat să fac o colecție foarte actuală, să se și vândă. Vreau ca fiecare femeie să simtă frumoasă, să fie romantică, să își îmbrace creațiile de la mine. Multă catifea, mult brocart, dantelă, voal, piele sintetică, dar foarte bine realizată, multe detalii cu broderii, cu picturi manuale, toate lucrate în atelierele noastre. Am încercat să aduc o parte din trecut în prezent, pentru că trecutul este foarte important, pentru că viitorul depinde foarte mult de prezent. Trendul medieval este acum foarte bine cotat. Culorile griu, negru, roșu, verdele, culorile metalizate sunt culori care sunt în trend, fac parte din trendul actual. Care nu trebuie uitate. Asta e cel mai important, să nu uităm, să nu uităm identitatea, să nu uităm de unde venim, să nu ne uităm istoria, să respectăm ce am avut. De asta am spus că m-am întors, am adus trecutul în prezent, iar viitorul fără prezent nu există. Nu sunt adeptul ținutelor foarte scumpe, pentru că nu avem bani. Și atunci trebuie să avem gust, să știm să ne le asortăm. Nu trebuie să avem foarte multe, dar trebuie să avem de calitate. Și atunci, dacă suntem sănătoși, sigur vom ști să ne și îmbrăcăm. Am început să capăt drag față de catifeaua aceea foarte fină, originală, unică. Întotdeauna a avut... s-a inspirat din perioade foarte puternice ale evoluției și ale globului. Foarte interesantă, foarte bine elaborată, se vede că e muncită. Senzațională, am și felicitat-o pe Liza. Asta, într-adevăr, niște combinații cu materiale și foarte frumos, foarte, foarte tare. Domnița medievală Julieta, și pentru că am o fată de vârsta, de exact ce vârsta avea Julieta, de asta am și pus-o mireasă. Sigur că a fost o convenție, bineînțeles, ca în orice spectacol, însă domnița medievală a fost principala sursă de inspirație.